Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Ia uitați aici, la Cora, este școala de altă dată, cu expoziții, cu toate ustensilele școlare din 1950, 49 scria. Uite, asta era geantul școlar din 1940, după cum puteți vedea. Uitați cum arăta lancarda. Aici era microscop școlar din 1970. Îmi plac la nebunie chestiile astea vechi, mă pasionează și pe mine. Ia uitați, circulația rutieră. Uitați și dumneavoastră aici, abecedarul. Igle din lemn 1970, abecedarul e din 1968, după cum puteți vedea. Uitați, câteva calculatoare vechi, tot așa, din 1970-1980. Oho, destul de vechișoare. Fluier din ala de metal, fluier de metal am și eu, dar e din asta modern. Limba și literatura română. Câte-s de vechi astea și fain. Ne uitați, cretă colorată, cum arăta, Pioner. Uitați câteva jucării, ascuțitori din China, din 1970-1980. Să știți că am avut și eu ascuțitoare din asta, ceva de genul, da, na, fiind copil le-am mai rătăcit, le-au mai aruncat părinții. Vă dați seama cât sunt de valoroase acum chestiile astea vechi, care vrea să le... Că și eu am tot felul de mici colecții, vă dați seama că nu... Ia uitați ce centură de asta școlară. Și uitați insignile astea. Am și eu câteva acasă insignii. Tot așa mai vechișoare. Uite. Cât-s de interesante, ce frumoase sunt. Efecte pionerești. 1970-1980. Ah, se dădea și mama a avut. Se făcea pioneri. Platis, Marcella, Valența, învățământul, uite. Erau tineri. Așa spunea chestia aia, băscuța aia, tot înainte. Astea sunt câteva manuale. Și aici tot manuale, creioane, multicolor, vedeți, Sibiu, scrie pe ele. O diplomă de Ministerul Culturii Naționale. A, era diplomă de bacalaureat, dar cred că e veche, din 1944. Oho, din 44 era asta. Ce veche, vă dați seama? Ia uitați și aici, copii. De atunci, de pe timpul ăla.
Vă dați seama că și părinții noștri, dar și eu am prins la grădiniții planșii din astea mai vechi. Uite, ce frumos era. Asta era o tablă, tablițe. Ardezie 1900-1940. Donație, nu că merg Timișoara. Îți dai seama ce vechi era din, între 1900 și 1940. Deci aia trebuie să ai vreo 200 de ani, tablița aia, dacă e din 1900. Uite, stilouri, 1930, dar o să vă mai arăt, mai eram partea aia la alte stilouri. Uite, atlas istoric. Am și o atlas acasă, în colecția mea, dar nu e foarte vechi. Era de prin timpul meu, uitați cum erau înainte stilourile vechi. Uite, pană din aia, cu pană se scria. Agenda școlară, cartea românească, 1938-1939. Vedeți cât sunt de interesante chestiile astea vechi? Uite, peniții din alea. Cât se chinuiau la școală să scrie și acum cu toată tehnologia care o avem, ne-am plictisit de școală, ne-am plictisit de tot. Vă dați seama cât de vechi erau, cum se chinuiau să scrie. Ce, cum erau îmbrăcați înainte. Calendar pentru birou, ia uitați. Iunie 14, așa, dădeai clanc, clanc, clanc. Acum avem la telefon, cine mai trebuie calendar? Hai să vedem ce scrie aici. Uitați aici un tablou mai vechi. Nu prea se vede că se puse în vitrinele astea și bate linii de lemn, dar linii din asta de lemn mai am și eu acasă. Am chiar o linie din 1977, cred. O să mă uit eu pe acasă și vă spun. Îmi plac foarte mult și eu să colecționez obiecte din astea vechi. Foarte lume, văd că nu prea interesează obiectele astea vechi. Mulți au uitat de unde au plecat. Ia uitați. Bă, linii din asta am și eu. E numai că e din aluminiu. Aritmetică, manual, 1930-1940. Și astea erau pentru geometrie. Ia uitați cât e. Mamă, ce interesante sunt. Cooperativa Deșteptătorului, București. Asta era o riglă de lemn. Asta e globul pământesc, curtea domnească, 1930, pardon. Dar nu știu, cu asta ce boala se făcea, cu asta de lemn. Care știi ce se făcea cu aia de lemn, să-mi lăs și mie un comentariu acolo. Ce boala făcea cu aia de lemn? Educație fizică, joc și cântec. Atlas istoric, uitați. Ăsta e 1925, caiet pentru... Uite, ce vechi sunt astea, 1941-1942.
Mamă, ce vechi sunt. Ia uitați câteva animăluții. Machete, așa era. Ăla e urs, ăla e lup, cățel, veveriță, ăla e un cangur sau iepuri, ce-o fi. Aia e crăpioară, ultima. Aici, din nou, numărătoare, set de compas. Da. Cam acesta a fost vlogul de astăzi. V-am pupat, pa, pa.